Casa Albă anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei, care sunt planificate să fie introduse împreună cu G7. Acestea vor afecta peste 200 de persoane fizice și juridice, atât rusești cât și din țări terțe din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, care sprijină acțiunile militare ale Rusiei. Însă statele membre ale Uniunii Europene încă nu au ajuns la un acord asupra noului pachet de sancțiuni. Însă mai multe despre acest subiect discut în continuare cu Balazs Barabas, editor Alef News. Bine te-am găsit, Balazs. Care sunt sancțiuni anunțate acum de Statele Unite? Sancțiunile sunt cele pe care le-ai spus și tu, împotriva 200 de persoane private și persoane juridice, dar și, nu doar din Rusia, dar și din terțe state de pe alte continente, Asia, dar și Europa. Deci țelul acestor sancțiuni este de a slăbi mașina de război a Rusiei împotriva Ucrainei, de a îngusta și mai mult posibilitățile economice ale Rusiei de a finanța această campanie militară împotriva Ucrainei. Dar să adăugăm că nu doar Statele Unite, care de altfel împreună cu statele G7 au anunțat această măsură, dar și Australia a anunțat prin premierul Anthony Albanese sancțiuni împotriva Rusiei și a declarat foarte ferm că este de partea Ucrainei și că va fi atât timp cât va fi necesar. Balazs, în ce stadiu se află al 10-lea pachet de sancțiuni din partea Uniunii Europene? Acest stadiu este deocamdată blocat din cauza poziției Poloniei. Ei spun că nu sunt de acord cu cota parte impusă de Uniunea Europeană asupra importului de cauciuc sintetic. Ei spun că această cotă este prea mare, este mai mare decât s-a importat până acum din Rusia în Uniunea Europeană și ei nu sunt de acord cu acest aspect. Ceea ce este considerat foarte ciudat de către ambasadorii celorlalte state ale Uniunii Europene și sunt vădit iritați pentru că astăzi, deci la aniversarea un an de la invazia Rusiei în Ucraina, ar fi dorit Uniunea Europeană să adopte acest pachet al 10-lea de sancțiuni, ceea ce până acum cel puțin nu s-a reușit, dar să vedem în cursul zilei, poate se va schimba poziția Poloniei. Așteptăm o decizie. Balazs, îți mulțumesc tare mult pentru informații.